Reîncepe scandalul Iohannis PSD. Se pun cuțitele pe masă. Șeful PSD anunță pe Facebook că în programul de pe 3 aprilie, când ar fi avut loc întâlnirea Iohannis Ciucă Ciolacu, în care i s-ar fi promis președintelui că îi va fi susținută candidatura independentă pe listele PNL, premierul nu i-a avea pe aceștia incluși în program. Această lege nu e o prioritate nici pentru mine, nici pentru Guvernul României și nici pentru Partidul Social Democrat. Eu v-am spus părerea mea, dar nu este, nu mă interesează. V-a cerut domnul Iohannis sau Partidul Național Liberal încă din primăvară să veniți cu această modificare legislativă? Nu am avut o astfel de discuție. Înseamnă că mint. Nu cred că este oportun, nu cred că este oportun. Nu sunt de acord cu nicio extindere a acestei legi și nu sunt de acord cu nicio propunere care modifică fondul legii electorale, deoarece există o recomandare a Comisiei de la Veneția că acest lucru se face cu un an înainte. Este nevoie de o schimbare totală. Alt președinte, alt guvern, alt parlament, alte persoane promovate în funcții publice. Este nevoie de un suflu proaspăt în România. Multe partide au apărut, au dispărut în anii democrației postcomuniste, unele ajungând chiar să fie sus în preferințele românilor la un moment dat. Dar reperele politice constante pe scena noastră politică au rămas mereu două. Urmașii Partidului Comunist și noi, național-liberalii, am fi vrut să construim coaliția cu aliatul firesc de dreapta, dar imaturitatea lui politică a făcut imposibilă continuarea acestei alianțe. O spun clar, ne dorim să facem o coaliție cu partidele de dreapta. Eu am crezut că am scăpat de președinții care nu respectă Constituția. Ca să guvernezi, trebuie să câștigi alegerile sau cel puțin să fii pe primul loc, peste tot. Partidul care câștigă alegerile desemnează primul ministru. Și vede pe urmă dacă își creează majoritate. Asta este un aspect. Chiar nu aș vrea să ne mai întoarcem la trecut, mai ales că mandatul președintelui, care obișnuia să facă acest lucru, se va finaliza anul acesta. Vom trăi și vom vedea. Cred că este un răspuns clasic pentru astfel de situații. Dar despre România, da, putem să discutăm până în ultima zi de mandat. Și dacă mă întrebați despre cum funcționează coaliția, cum funcționează guvernul și cum vor fi următoarele luni, vor fi foarte agitate. În principiu, este corect ca orice om să poată candida. Nu trebuie cineva să obțineze un drept constituțional. Cel mai important este să respectăm Constituția. Nu l-am votat pe Iohannis niciodată și nici nu o să-l votez. Ce să discut cu unii pe care eu îi acuz de proastă guvernare? Domnul Mașcan, în calitate de urmaș al Partidului Comunist, nu vă simțiți așa ușor, nu știu cum să vă spun, deranjat? I-ați promis omului că l-a ajutat și acum v-a sucit la sfârșit? Știți că vă respect foarte mult, dar trebuie să vă contrazic pe ambele enunțuri. Domnul Ciucă, partenerul dumneavoastră de guvernare, ați că sunteți urmașii Partidului Comunist. Nu îndrăznesc să-l contrazic pe domnul general Ion Biet Capara. Îndrăznesc eu. Și dumnealui nu cred că a fost născut în vreo țară de dincolo de cortină. Deci nu suntem urmașii Partidului Comunist, cum nici dumnealor nu sunt urmașii brătienilor. Iar în al doilea rând este evident sunt național-liberali. Național-liberali. Trei liberali au spus adevărul în ultimele zile și ei sunt cam singurii liberali. Valeriu Stoica, Crin Antonescu, astăzi Viorel Cataramă.
În rest, mă rog, fiecare zice că e ce crede el că e. Ziceți dumneavoastră, promis omului că l-ajutați, că-i dați servicii. A doua chestiune este că nu i-am promis nimic și singura promisiune scrisă, pe hârtie, votată și așa mai departe, a fost promisiunea domnului general și a partidului său privind data alegerilor. Promisiune pe care și-a încălcat-o instantaneu cu toată onoarea de pe panouri. Legat de președinția, pe vremea când dânsii spun programul domnului Ciolacu din 3 aprilie, pe vremea când dânsii spun că era această promisiune, dânsul era în cărți să meargă la NATO. Să întâlnise în ziua aia cu președintele Consiliului UE, că vroia și la Consiliul UE, n-avea cu totul alt plan de carieră decât să fie membru în Senatul României. Eu vă întreb, de câte ori ați văzut dumneavoastră, nu, eu îl cred pe cuvânt pe Marcel Ciolacu până la proba contrare, dar de câte ori ați văzut dumneavoastră ca un premier să-și treacă în program când se întâlnește cu președinte? Nu, dar am altă... În programul pentru presă. Dar am acest argument. Nu avea în planul de carieră să fie senator în România. Era puțin la vremea respectivă. O țară săracă. N-avea cum să facă lucrul ăsta atunci, cu atât mai puțin să-i se promită așa ceva. Iertați-mă, și de unde au scos ei data de 3 aprilie? Păi de ce n-au zis 16? 24? Situația în care sunt dumnealor acum, și îmi pare rău că sunt în acea situație, pentru că România are nevoie de un PNL puternic, oricum mai puternic decât a ajuns acum. PNL-ului, vă simt că nu puteți dormi. Nu, dar e vorba de ce se întâmplă în țara asta, că ați văzut cine sunt ceilalți de dreapta. Dar mă rog, văd că se faultează și singuri și unii pe alții. Nu... Unitate prin diversitate. Unitate în diversitate a dus la această situație de astăzi, din care încearcă să iasă în tot felul de maniere, printre care și asta cu 3 aprilie. Nu înțeleg, eu sunt convins că n-a existat o asemenea promisiune și, în consecință, nici n-aveam ce cuvânt să ne încălcăm. L-a încălcat cuvinte, domnul Ciucă e primul pe unitate. Stați un pic, domnul Câmpeanu. Da. În numele stabilității guvernamentale. Pe tot în numele stabilității. Păi nu, dar vă înțeles, pe 7 ani de zile. Eu eram deja resemnat cu ideea că 7 ani, ca mâine trec ca la viol. Dar nimic, nici n-ați făcut 3 ani de zile și rupeți căruța. E foarte importantă stabilitatea guvernamentală, după cum e important și bunul simț. Bunul simț se spune că trebuie să ne ducem puțin mai în spate la promisiunea generalului Ciucă, primul premier, din câte mi-aduc eu aminte și cred că mai știu câte ceva, care de bună voie a cedat locul de premier liderului PSD. În lumina unei înțelegeri scrise cu liderul PSD și unui protocol politic. În lumina unei declarații de onoare. Poate fi luată și așa. Deci nu cred că onoarea poate fi în discuție. Mai apoi, spuneți-mi și mie... Sub nicio formă nu poate fi în discuție. Exact. Se exclude din start. Unele chestii care țin tot de onoare. Și cu acordarea unui deci în seara asta, domnul Dobrițoiu mi-aduce aminte, nu vorbesc cu păcat, de regretatul Adrian Păunescu la cena cu Flacăra. Aia cântau acolo în linia lor și nu știu ce, și Adrian Păunescu i-a ajutat cu versurile în avans. Așa și domnul Câmpel, dacă aveți nevoie de sprijin domnul Dobrițoiu, oricând ne-a spus. Mulțumesc, ascult, întotdeauna ascult cu mare plăcere, însă nu știu și caut să aflu de unde a apărut data de 3 aprilie. Că președintele Ciucă poate a fost 1 aprilie. N-a fost nici în declarația păi directă, de apărut data de 3 nici aprilie. Pe surse. Am verificat, am căutat să aflu până am intrat în emisiune. N-am reușit să aflu de unde a apărut. A apărut pe toate media. Știu, dar de unde? Online? Știți dumneavoastră? Eu n-am reușit să aflu. Sigur, de la PNL nu. Păi și stați un pic. De la președintele Ciucă cu atât mai și a dat PSD calde și ca să aibă după aia cu ce să vă combată. Nu știu de unde a apărut 3 aprilie. Mie mi se pare Eu zic să convenim un lucru, domnul ministru. Useriștii sunt de vină întotdeauna. Nu știu cine. V-ați gândit la treaba asta? Sigur că aia micii v-au băgat. Dar vin eu cu un alt scenariu. Vă rog, domnul Dobrițoiu. Să știți că v-au făcut un bine. Pentru că dacă îl cooptați pe domnul Iohannis, tracțiunea domniei sale electorale este scădere vizibilă. Dincolo de faptul că... Dar poate că să ramforțează la alegerile la Senat. Ce să mai... S-a terminat. Cu respect, acum ai plecat domnul Dobrițoiu știe ce e mai bine pentru PNL. Domnul Rămașca nu știe care sunt singuri liberali. Eu am trecut pe acolo și știți foarte bine. Era un alt președinte, altfel de om, alt discurs, altă minte. Închis spunând următorul lucru. Deci s-au ținut de... Pentru stabilitate au votat așa. Pentru că Iohannis le ocupa nu numai un loc de senator, plus alte câteva locuri de parlamentari care, pentru oamenii care sunt consilieri acum. Păi și credeți că nu-i puțin, și așa? Prin pierderile electorale pe care Iohannis le poate aduce Partidului Național Liberal, liberalii pierdeau în plus
și alte poziții senatoriale. Normal. Deci din cauza asta eu salut demersul PSD-ului, cântărește salutați-l dumneavoastră de stabilitatea la acestei coaliții. Salutați un pic mai încolo, doamna Brunsens, că vin știri de peste noi, grămadă, breaking news. Dosarul faimoselor case de la Sibiu reapare în prim plan la final de mandat al lui Iohannis. Va fi președintele obligat să plătească? Roxana Ciucă vine cu toate detaliile. Roxana? Bine v-am regăsit, Victor. Bună seara tuturor. Statul român nu poate recupera celebra casă din Sibiu pierdută de președinte în instanță și nici banii obținuți din chirie de familia lui Iohannis, asta din cauza litigiilor privind moștenirea. În momentul ăsta e un litigiu aflat pe rolul în alte curți de casație și justiție, deschis de doamna Rodica Buștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis. Doamna solicită anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului respectiv. Între 99 și 2008, casa i-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femei de care vă ziceam, a decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra lui Iohannis și lui Carmen Iohannis, soția președintelui. Bun. Acum, potrivit ANAF, acest litigiu de care vă vorbeam eu de la ICCJ, de moștenire, blochează recuperarea de către stat a altui imobil pierdut în instanță de familia lui Iohannis în 2015. Este vorba despre acel spațiu comercial mult disputat în presă din Sibiu, de pe strada Nicolae Păcercu 29. Din pricina litigiilor, succesiunea a fost suspendată de către notarul public din Avric. Acum, în alta curte de casație și justiție, azi pe 24 a fost termen privind acest litigiu, Victor, și urmează, nu era nimic pe portal până la ora asta, urmează să vedem mâine care va fi decizia, vedem ce va face statul român, își va putea sau nu recupera banii sau celebra casă, aștept... De care vă ziceam, așteptăm să vedem care va fi decizia judecătorilor supremi. Mulțumesc mult, Roxana, și aflăm în minutele următoare cum s-a pus la cale execuția lui Klaus Iohannis. La fel ca în cazul lui Traian Băsescu. Colega mea, Cristina Șincai, vine cu toate detaliile. Cristina? Victor, bună seara, bună seara, doamnelor și domnilor. Ne aducem aminte de un Traian Băsescu aproape umil în ultima perioadă a mandatului, când spunea că nici măcar nu l-au informat serviciile atunci când au decis să-i aresteze fratele în ultimele zile, să spunem, ale mandatului pe care l-a petrecut la Palatul Cotroceni. Vedem și în ziua de astăzi, pare un plan pus la punct pe același tipic. Președintele Klaus Iohannis atacat mai din toate părțile. Vedem cum astăzi se vorbește de o întâmplare de acum 10 ani aproape. Dan Tăpălagă vorbește într-un editorial pe G4 Media despre faptul că la începutul mandatului președintele Klaus Iohannis a cerut într-o primă deplasare la New York să aibă o toaletă cumva de o altă înălțime decât cele normale într-un hotel american, ceea ce ar fi pus pe jar administrația prezidențială. Vă repet asta după 10 ani. Tot acest mesaj a fost pur și simplu mediatizat astăzi, s-a viralizat, cum se spune. Cei care l-au susținut și au recunoscut că l-au votat pe președintele Klaus Iohannis vin în aceste zile și spun că de fapt a fost un impostor, citesc din aceștia, care au apăcălit foarte bine poporul român sau i-au păcălit pe cei pe care... cei care l-au votat. După ce am văzut tot acest scandal legat de numirea sa în funcția de senator sau dreptul lui Klaus Iohannis de a candida ca independent sau ca membru a unui partid, o întreagă dispută pentru un post de senator, ceea ce până în prezent părea a fi un lucru aproape normal pentru un fost șef de stat să devină un senator al României sau să aibă o altă demnitate în statul român de care să beneficieze chiar statul român într-un final, pentru că nu președintele Klaus Iohannis, credem că și astăzi ar putea deschide multe uși pe plan internațional. Mulțumesc mult, Cristina, s-a alăturat panelului nostru intelectual și domnul colonel Turcescu, servim cu credință și devotament ca întotdeauna. Doamna Brânsăs, eu în locul dumneavoastră asta și aș mânca popcorn, sau mă rog, m-aș duce la sinistrați că vă prinde bine. Pare că
drumul domnului Simion către turul 2 e bătut în pietre de aur, sau în pietre de aur, domnule, ce prostie am început să vorbesc și eu. Vorbesc ca ăștia care candidează la președinție. În pepite. În pepite, cum ar zice domnul Dobrițoi. Oamenii să automacelerez, domnul Ciucă e într-un deranj, da, atât în interiorul propriului partid, cât și în privința candidaturii. Da, așa este, însă lui George Simion îi place să-și aștearnă singur pietrele pe drum, știți, să muncească pentru ceea ce face și tocmai de aceea nu stă liniștit și iată că este la sinistrați. Se eliberează. Da. Domnul Ciucă e mai voinic. Da, de acord. Și că tot am pomenit sinistrații, haideți să ne amintim că, da, au fost autoritățile acolo, au constatat. Vorbim și de sinistrații, o lecuță mai încolo, hai să ne întoarcem la vârful politicii. Revenind la ceea ce se întâmplă acum, bineînțeles că noi, în momentul de față, suntem într-un fel avantajați de tot acest spectacol care se întâmplă fața tuturor. Însă problema, știți care este? Care? Că este un spectacol. Este teatru. După părerea noastră, aceste tensiuni sunt inventate din dorința de a fragmenta, într-un fel electoratul și în felul acesta fiecare să-și reactiveze electoratul tradițional și normal să polarizeze și să fie în final tot cei doi, respectiv PSD, PNL, că așa ne-am obișnuit. Și de ce să schimbăm lucrurile cu care ne-am obișnuit? Oamenii sunt interesantă pe 7 ani, eram deja resemnat. Pentru că, uite, astăzi am citit și eu despre rectificarea sa bugetară. Câți bani îi dați în plus domnului președinte Iohannis, dacă toți suntem atât de supărați? Nu ne mai luăm de la 1 milion de lei pe cum. Îl încurajăm să mai călătorească un picuț până se încălzește de senator. Până găsește WC-ul potrivit. Adică, da, mi se pare așa un spectacol și credem noi că oamenii au început și ei să vadă și tocmai de aceea, iată că George Simion are șanse reale să ajungă în turul 2 și vom vedea ce se va întâmpla mai încolo. Păi și bune căsuțele. Cum adică că voi ați preluat programul nostru după planul Simion, ați venit cu planul Ciolacu? Domnule, ajungem la planul Simion mai încolo, stați un pic acolo. Noi chiar suntem singurii care avem un program adevărat. Robert, dat fiind... Dincolo de experiența ta, că tu ai fost totuși unul dintre apropiații lui Traian Băsescu. Nu ți se pare că anumite secvențe de la vârful politicii românești, care privesc președintele în exercițiu, se repetă? E drept, nu neapărat la 10 ani de zile, că nu ne-a Traian a început să-i se întâmple cu, după 8 ani și ceva, în al 9-lea an deranjul și să-i apară micile probleme. Inclusiv faptul că foștii slugoi din presă descoperă cât de nociv e pentru societate. Văd același scenariu ce mie mi se pare și... Data asta, iartă-mă cu... Da, în cazul... Editorialul ăsta de astăzi, al lui Tăpălagă, eu l-am pus în oglindă astăzi cu editorialul lui de la începutul mandatului lui Iohannis, în care vorbea despre, așa se intitula editorialul, apariția primei doamne. Și ne vorbea despre picioarele frumoase ale doamnei Iohannis, despre rolul pe care o să-l joace în societatea românească. Dar omului l-au inspirat. Da? Și n-am mai scris de dispariția. După 10 ani de zile, dintr-o dată ne povestește lucrul din ăsta. Ia uite, domnule, WC-ul de o anumită dimensiune, care nu era înalt. Dacă nu o să lase nicio dâră Klaus Iohannis, băi, oameni buni, ăștia sunt oameni care ni l-au arătat pe Iohannis la vremea respectivă ca fiind lumina lumii. Robert, era ceva să ne înțelegem foarte bine. Ăștia sunt niște oameni care ni l-au arătat pe rând, pe Băsescu ca pe lumina lumii, pe Iohannis ca pe lumina lumii și probabil pe viitorul președinte care ar fi el să nu te vindești la un moment dat când dă iluzii de din astea. Dacă ce iluzii, bă, hai mă, te lovește accesul. În vârf care au nevoie de astfel. Te lovește accesul de memorie la 10 ani de zile după ce s-a întâmplat? Păi pare că da. Ce se arestești tu dacă ai aflat atunci? Da. Înțelegi? Nu rupea la momentul respectiv că... Te declar scârbiș și votez pe Kelemenhun. Că Iohannis... Asta este la un dat. Da, acum toată lumea votează pe Kelemenhun. Da, e ceva extraordinar. Care sigur e o apariție nouă în politică, abia dacă are vreo 25-30 de ani de când e acolo. E tânăr, de ce praf? Să nu fie, Doamne ferește, semne de... Un tinerel. Să nu fie, Doamne ferește, semne de Alzheimer. Ce zice? Că încep să-ți amintești din... Că seamănă mandatul lui, bă, sinceral de mandat sau că... Nu, că seamănă lăsatul din brațe din toate părțile și șoricările de execuție a președintelui. Eu nu cred. E cu mai puțină intensitate decât la Băsescu. Băi, dar iartă-mă, dar pe vremea lui Băsescu era Coldea care chiar era principul la măgării de genul ăsta. Ăștia sunt mai amatori, așa. Da, nu, eu văd aici tehnocratul, în momentul de față, tot cu excepțiile pe care am văzut că le-ai menționat la începutul acestei emisiuni, și anume Cataramă, Crina Tonescu. Domnul Romașcanu, slăvit fiind numele în vecile da, l-ați menționat așa. Da. L-am pus la așa, nu văd niciun liberal astăzi care să îndrăznească să-i spună domnului Iohannis, auzi bre,
găsește matale un loc de muncă până alte părți. Ba mai mult decât atât, fac încă o dată pariul ăla, uite, este a fost unul. Domnul Câmpeanu aici, pe care îl știu de multă vreme, și spun așa, nu, poate nu intră la Senat, poate nu, dar eu fac pariu că bate în poartă la Modrogan când s-a terminat mandatul și zice am venit să vă fiu baci în anii care vin, o să zică domnul Claus Iohannis. Și aia la o parte? Și aia cum să spun? Nu că să dau la o parte. Uite așa. Să fac reverențe. De când? Ți-e frică, domn, când are biciul în mână? Nu e adevărat. Dar spune-mi tu mine, cine astăzi din Partidul Național Unul Liberal? Unul dintre ei care stau precum cățelul și în fața cine? Lui. Bode? Oricare dintre ei. Cine? Bode? Cine? Rareș, amicul nostru? Cine? Blaga? Rareș? Cine? Da. Rareș va fi cel mai acerb critic al mandatelor dezastroase ale lui Claus Iohannis. Da. Cine o să fie? Cine o să fie cea care va ridica palo și își va spune Iohannis, n-ai ce căuta în Modrogan. George Simion. Da, ne apărăm sediul partidului, am ferecat ușile. Nu ai ce căuta aici, da? Cine o să spună chestia asta? Suntem pe bune? Va fi primul an în care, deși dacă va pierde alegerile, Ciolacu o să rămână președintele PSD, ai să vezi, nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat până acum, și va fi primul an în care, și dacă pierde alegerile, Ciucă va rămâne președintele PNL până îi predă, da? Lui Iohannis ștampila și așa mai departe. Așa va fi, da? Deci, pentru că astăzi, în aceste partide politice, bine, la Ciolacu s-ar putea să-l vedem președinte. Bă, Ciolacu s-ar putea să-l vedem președinte. Hai să vezi. Bă, știi cum e? Eram convins acum că nu o să... A fost unul care a scris după 20 de ani. Poate se întâmplă. Dar imaginați-vă scenariul în care George Simion ajunge președinte și îl trage puțin așa de cravată și de urechi pe domnul președinte Claus Iohannis. Ziceți dumneavoastră că faceți treaba asta. Când s-ar întâmpla... Pentru binele partidului din care faceți parte și pentru binele chiar al lui George Simion, să nu vă doriți să ajungă președinte tura asta. Pentru noi, binele țării e mai presus de normal, patria înainte de toate.